Salutare tuturor, sunt Lavinia, iar în minutele ce urmează o să vă spun care sunt cele mai importante evenimente ce vor avea loc în următoarea săptămână în județul Suceava. Biroul francez, în parteneriat cu Institutul Regional Francez din Iași, vă invită joi 26 aprilie la proiecția filmului Le Horizon, în cadrul serilor de film francez ce au loc la Casa Prieteniei. Filmul va începe la ora 16, iar intrarea este gratuită. Joi 26 aprilie, începând cu ora 13, Muzeul de Istorie Suceava vă invită la vernisajul expoziției retrospective a artistului plastic Iulian Dzubinski. Expoziția cuprinde 110 lucrări de pictură, grafică și sculptură, subiectele fiind portret, nud și peisaj citadin. Intrarea la acest eveniment este gratuită. Joi 26 aprilie, Pa Bohème la Fierărie Suceava va fi gazda ultimei ediții a concursului de cultură generală Pub Quiz, care va determina echipa câștigătoare a unui weekend într-o capitală europeană. Concursul va începe la ora 19, iar intrarea este gratuită. Joi 26 aprilie, Pub Oscar Wilde din Suceava vă așteaptă la un recital live al trupei T-Jazz. Spectacolul acestora va începe în jurul orei 21, iar prețul unui bilet de intrare este de 10 lei. Giovanni Cafe din Suceava reia seria de conversații acustice, începând de vineri 27 aprilie. Cristi Rangu, Lucian Andrașcu, Relu Calcea și Ciprian Bârsă își vor începe show-ul în jurul orei 21. Prețul unui bilet de intrare este de 5 lei. Vineri 27 aprilie, începând cu ora 10, în holul Casei de Cultura Sindicatelor Suceava, va avea loc Bursa Generală a Locurilor de Muncă. În intervalul de desfășurare a bursei, consilierii Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă vor oferi celor interesați asistență pentru întocmirea unui CV Europass sau a unei scrisori de intenție. Simultan, evenimentul se va desfășura și la sediile punctelor de lucru ale Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Fălticeni, Câmpul Lung Moldovenesc, precum și la Casa Germană din Rădăuți. Vineri 27 aprilie, începând cu ora 16, la Galeria Mall din Suceava va avea loc vernisajul expoziției I'm Too Sexy for My T-Shirt al artistei Raluca Ioniță. În cadrul expoziției vor fi prezentate tricouri ce înfățișează personaje și replici celebre din filme, dar și din viața mondenă și politică. Expoziția va fi vernisată de maestrul Mihai Pânzaru Pim și va fi precedată de o sesiune de caricatură, în care artista va oferi celor prezenți câte o amintire. Vineri 27 aprilie, începând cu ora 22, restaurantul Padrino din Suceava vă propune să luați parte la un spectacol de stand-up comedy cu Sorin din trupa Brigada 2x3 și Micuțu. Prețul unui bilet de intrare la acest spectacol este de 15 lei. Tot vineri și tot de la ora 22, Club Aquarius din orașul Câmpul Lung Moldovenesc vă invite la un concert cu trupa Partizan. Prețul unui bilet de intrare la acest eveniment va fi de 45 de lei. Sâmbătă dimineață, cei mai mici dintre locuitorii orașului sunt invitați la Galeria Mall, începând cu ora 11:30, la spectacolul cu păpuși și actori păcălici. Piesa este pusă în scenă de actorii ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava. Intrarea la acest spectacol este gratuită. Acestea sunt unele dintre cele mai importante evenimente care vor avea loc în următoarele zile în județul Suceava. Pentru o listă completă a acestora, vă invit să consultați ghidul online orașulsuceava.ro, unde în fiecare săptămână, începând de joi, veți regăsi și Memento, cronica voastră de evenimente. Eu sunt Lavinia și vă doresc să aveți o zi excelentă!